Bună, dragi urmăritori! Bun venit pe canalul nostru! Nici editurile, nici revistele nu mai vorbesc despre Sla. Emaneta a avut o experiență amară, psihopații casei de producție Caramel, scriitoarea Nazmie, directorul Canal 7 și autoritățile de reglementare ale canalelor de televiziune au permis lansarea filmului. Unde sunt disgrațiile abuzului fizic și psihologic? Pentru o femeie simplă îngropată de vie într-un mormânt adevărat, atârnată cu capul în jos pe frânghia unei nave sigilată cu micul Yusuf într-un cazan cu foc, toate acestea erau împotriva forței cu un iaman agresiv, dar ea a reușit să reușească. Ea s-a dedicat să fie o actriță excelentă și cu toate aceste atacuri, producătorii Caramel și Aman au devenit celebri la nivel internațional și în America Latină. Acum al treilea sezon a fost înlocuit de interpreții sezoanelor de succes 1 și 2, în special cu Sila și un dansator din satul Nanuca. Nu-mi pasă dacă Halil Ibrahim și Sla sunt împreună, atunci când se întâlnesc, par atât de îndrăgostiți încât nimeni nu poate obiecta la asta. Halil Ibrahim l-a respins pe Ibrahim, iar Halil Ibrahim este o femeie căsătorită în spatele ecranului. El a negat că ar fi lansat un videoclip cu el îmbrățișând și sărutând-o pe Nanuca. Totuși, acest lucru s-a întâmplat și cu managerul, dar cel mai mare angajament al său este Halil Ibrahim, iubita lui din Europa și Latină, managerul său Eznurcula. Semnează romane, filme si se casatoresc. Sunt artiștii care au trecut pe covorul rosu în Hollywood, va fi pentru că serialele sunt foarte bine controlate si venim dintr-o alta cultură. Păcat ca Turcia împiedica filmarile acestor doi actori. Ce fată decentă este Sila! Pot să cred că Halil este într-adevăr o persoană așa cum scrii. Buried este emanat cu porcăria scenariului că nici măcar nu știu ce să scrie în sezonul 3. Rușine că ar trebui să le dea tuturor, atât scenaristului, cât și actorilor care continuă să facă clovnina asta pentru câteva bilete, începând cu domnul Halil. Publica ceva ei tot i-au insotit de Sila, poze veche pure si clipuri din sezonul 1 și 2, asta e dovada că cuia a fost cel mai bun primul și singurul sezon bun al lui. Asta înseamnă că fata este o actriță bună dintr-un motiv, este pe coperta uneia dintre cele mai bune reviste din Turcia. Arriba Sila te protejează de această frânghie invidioasă, continua sa cu luminata si iesi cu cine vrei tu, esti singur si tanar si chiar dacă te-au pus iubit la cel mai înalt sultan al Turciei pentru ceva hail dorit. La o anumită vârstă, frumusețea este mai mult talentul principal. Nu compara pe cineva care a lucrat mult timp cu cineva care tocmai a început, atunci Halil este de 1000 de ori mai bun lângă talentul său. Dacă vrem să vedem o față carismatică zâmbitoare, alegeri greșite generoase, toți cei care nu au greșit niciodată în viața lor au dreptul pentru că le înțeleg bine. Nu știu ce e cu Halil pentru că nu-l mai cunosc. Nu-mi place de si vine din câteva drame. Din păcate așa este, producătorii demarează aceste campanii pentru a menține publicul atent la morbiditate, exprimând astfel un profund dispreț față de actori și actrițe. Sunt interesați doar să le folosească, există ceva pervers în toate acestea. Este greu pentru telespectator să obțină claritate, deoarece totul se bazează pe zvonuri. În realitate, nu ar trebui să fim foarte interesați pentru că nu vom ști niciodată pe deplin unde se termină adevărul și unde începe minciuna. Le doresc doar acestor tinere actrițe să nu se rupă și să supraviețuiască. Vorbesc de actrițe pentru că ele sunt cele care suferă cel mai mult, deși în cazul lui Decan nici presa nu le-a lăsat să respire. Bărbați și femei s-au îndrăgostit și la Halil, vreau pentru a auzi adevărurile cuplului că publicațiile care ies prea mult împreună este bine să profite de succesul pe care l-au avut și pe care l-au obținut, dar adepții sunt și cei care îi ajută să treacă înainte cu personajele lor. Aștept ziua lor de naștere. Vezi, aud o notificare în care ei spun că s-au căsătorit.
te rog, pentru că ne mint, spune-ne lucruri, altfel sunt liber, dar când ești o persoană publică și te datorezi în parte urmăritorilor tăi, mulțumiri. Bătrâna Nazmie nu-i vrea împreună pentru că e atât de invidioasă. Și cu toate și că nu a reușit să facă nimic, pentru că cei doi sunt singuri și sunt prieteni, nu cred că prietenii se pot vedea din când în când și se pot distra împreună o vreme, dar nu în fiecare zi si bucurate de cât mai multe lucruri împreună, precum vacante, nunti, zile de naștere și multe altele, adică nu ai timp pentru partenerii tăi, după tine, cupluri care nu exista. Halil și Săl al treilea sezon, puteți vedea cine este Halil fără putere, doar s-a prăbușit împreună cu Nanuha Porn și Nazmei Uha și Sloan Horse și ție Halil ar trebui să-ți fie rușine de atitudinea ta la. Halil face un concert cu Nanuka în Georgia, un show în doi cu Nanuka, un film cu Nanuka, noi contracte în Georgia, du-te oriunde ar fi, e bun pentru Sila, nu face nicio promisiune, în sfârșit. Spune-mi cu i-am spus că-l iubesc. Dragi prieteni care arată dragoste față de Halil Ibrahim și Sila, vă vom transmite asta vouă, dragii noștri fani, pe măsură ce primim vești despre jucătorii noștri. Rămâneți pe fază pentru acces instantaneu la cele mai recente știri. Abonați-vă la canalul nostru și distribuiți videoclipul. Pentru a fi primul care vizionează, fii la curent cu noile videoclipuri activând notificările. Fii sănătos! Pascalii.